Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de DayZ, alături tot de Rareș. Salut. Și ne vom continua aventura. Da. A mie are un super lag, nu știu ce. DayZ-ul ăsta e incredibil. Ai, că suntem pe server. La ce episod ești, Andrei? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19... La ce episod ești, mă? 20, 22, 24. Ăsta, care îi? Da. 26. Mamă, bă. Și filmez, mă, atât îți place și mi-e place. Hai, eu filmez tot ce joc, filmez. Ca să zic să chiar. Ha ha ha, bă, unde mi-e telefonul? Asta e întrebarea. Ah, uite-l acolo, poate m-a sunat cineva. Ah. Oh. Așa, gata, am revenit, cred că s-a revenit. Unde ești, Andrei? Hai sus, ai fost? Sus, da, ai fost? Am fost sus de tot. Eu sunt și pleci, eu stau aici puțin la... Păi, hai jos, că eu vreau să mergem. Păi stai puțin, vreau să-mi găsesc un ghiozdan cât mai repede, că nu am spațiu. Stai, ce întrebare, nu am fost niciodată. La baza militară e destul de periculos și nu prea-mi place să mor înainte să fiu full geared. Și am nevoie de un ghiozdan și numai la baza militară aproape se găsesc. Ia uite-i, bă, e un player, alergă zombie după tine acum, a? Nu. Dar vezi că e un player. Urc și eu sus de tot, eu am urcat sus de tot. Trag eu după el. Vezi că e acolo, uite, alergă zombie. Mamă, îi sunt tot. Îl vezi, trag eu după el, sau trage și tu. Trag și eu. Am lag, nu înțeleg de ce. Nu-l mai văd, tu-l vezi? Nu. Trag după zombii care îl urmăresc. L-am omorât pe primul, l-am omorât pe al doilea. Îi omor zombiul ăsta. În but. Bă, vine spre noi acum zombii. Omoară, bă! Lasă-mă, domnule. Să dus într-o casă sau ceva tipul. Bun, fiind, stăm pe el la snipe, eu cobor după el. Tu stai aici la snipe după el. Eu mă duc, da? Vezi că e full gear, dai grijă. Am văzut. L-ai văzut pe tip? Da. Când? O secundă cumva, l-am văzut. Eu l-am văzut clar. Bine, eu l-am tras după el la început, dar după aceea... Eu l-am văzut chiar foarte puțin. Eu i-am omorât zombie ca să nu mă facă mie probleme. Mm-hmm. Hai că mă duc după el. Tu stai pregătit. Stau. Îți dai seama că nu se gândește că o să cobor după el. Deci a luat-o pe aici, pe la biserică. Cred că e în casa aia verde cu... Stai că mă duc după el. Sunt greciuite locuri, nu văd ca... Te văd. Îl vezi? Pe ăla? Pe tine te văd. Da, pe el, îl vezi? Ceva? Nu. Nu-i mișcare, frate, pe aici. Nu cred că avea gloanțe, că altfel trăgea după zombie. Văd un zombie pe câmp, trag după el. Nu. Nu acum. Eu am tras după zombi. A, da, și eu l-am văzut. L-am văzut cum am vrut. Te văd, tu ești ăsta. Păi da, eu sunt. Da, ok, credeam că e ăla. Cum faci? Nu mai faci, mă, cum ai speriat de moarte, credeam că vine ăla. Să nu știu dacă eu mă încarc acum, ca să știi. Fuck. Nu te aud. Acum mă încarc. Păi da, de ce? Ai, fuck, de ce nu-mi zici, mă, că vine un zombi după mine? Păi nu te văd de aici. E, nu-mi vezi, Dicu. Uite-l pe ăsta, ăla-i playerul? Nu, e un zombie lui. S-a deconectat. Ce pana mea, zombie tâmpiți. M-am speriat de moarte. Am auzit ceva. Aha, a dat ăla cu topor ceva după zombie. S-a auzit. Mă duc pe câmp. Stai că văd un tip. Stai că m-am pus pe C. Eu sunt pe jos, tu mă vezi pe mine. Că eu m-am pus pe C. Acum uite, eu te văd. Da, ești pe C. Eu da, te văd, da, ok. Te văd, ok. Ok, dar eu am super lag, frate. Deci nu știu de ce. Nu știu cum să-mi setez field of view. Bine, setați din așa fel încât să mă vezi cât mai bine. Și încât să tragi după ăla dacă-l vezi. Păi nu știu că dacă-l setez prea mare, văd aproape, dar se vede liniuța aia prea mare și mă încurcă, da. Eu fac pe aici curățenie, să vedem. Poate urcă pe bloc. Aha, îl văd. Serios? Da, e pe bloc. N-are iteme. Pe bloc? Da, pe bloc. Poți tragi după el, îl vezi? Nu-l văd. În vârful blocului? Da, pe blocul ăla singur, cred. Da, pe ăla singur e.
Stai să mă uit că nu pe ăla m-am uitat. Eu mai fac niște curățenie pe aici. Nu-l văd, văd numai soarele și nu văd aproape nimic de soare. Vine un zombie după mine, deci orașul ăsta e plin de fucking zombie. Hai să mergem la baza militară. Păi stai mă că ăsta pe aici și poate vine, poate își găsește armă și ne pune probleme. Te văd. Oh, shit! Tu ai tras? Da, eu. Fuck! M-ai luat în ghiozdan. Cum? Mi-ai ruinat toate chestiile. Fuck, serios, Andrei. Ce? De ce ai tras după mine? Cum, frate? Ai tras, m-ai luat în ghiozdan. Nu erai pe clădire. Nu sunt pe, eu nu sunt pe clădire acum. Nu mă. Eram pe jos. Păi da, știu, dar nu mine. Te vedeam când am tras, deci te-am văzut și apoi ai dispărut. Tu și... dai slii la gloanțe? Da. Hai că am avut. Fuck. Stai, tu ruinat. Ești asta. Da, mi-ai ruinat conservele. Și... astea cum două. Mama, ai ruinat toate bandajele. Fuck. Ai tras după mine și mi-ai luat în ghiozdan. Bine că nu ai luat în cap sau altceva. Băi, e bun locul ăsta de sniper. Te vezi, l-am văzut pe ăla imediat. Băi, nu știu, cred că am avut o chestie. Mi-a cedat mușcul de la deget, știi cum zic? Da, înțeleg. Așa. Mai întâmplă. Fie, stăm aici. Eu zic aici să rămânem puțin la sniper. Hai să-ți dau niște bandaje dacă nu. Eu zic, mamă, că suntem pe server. Așa-i. Îți dau bandaje că dacă n-ai. Lasă, am, nu mai am nicio, mai am unele care sunt badly damaged. Aruncă ce-i ruin, că n-are rost să-l ții. Lasă-le, acolo. Că le arunc când ies să iau altele. Vă ceva. Ah, e semnul ăla tâmpit. Pare că e ceva lângă el. Ai grijă la orice mișcare, că știi că tipul ăsta să pleacă, doamne, să plece. Mm-hmm. Și pe bloc, nu sta pe bloc, stai tu pe bloc și eu stau pe zonă. Nu. El a ieșit din spital, tipul, atunci am văzut că era dita mai haita de zombie după el. Și nu avea armă, fiindcă e împușcat. Eu l-am văzut când era cam pe acolo, pe unde erai tu când am tras din greșeală. Păi da, exact, eu l-am... Tu dai split? Nu. A, auzi? A, am auzit și eu. Mă închis ușa, fii aia. Se aude în continuu, auzi? Mă pun pe Z. Și eu. Și mă apropie așa de margine și mă uit din third person. Și eu mă uit pe scări din third person. Mă uit cu FOV-ul maxim. Fuck. Cine dă mă split? Sunt glanțe și nu pot să-mi dau seama ce glanțe sunt. Toate glanțele sună la fel și când dai split la bandaje, tot așa sună. Dar poți dai split la bandaje? Da. La Rex. A, la Rex poți. Da. Nu e nimeni. Nici eu nu văd nimic. Stai, nu știi că o fi prin casă. Eu zic să mergem, bă, la baza militară. Băi, ce să mergem acum când e cineva pe aici cu gloanțe? Aici unde? Că nu vezi că nu-l găsim. Da, se aude aproape. Come on, man, let's have a fight. Și vine ăla cu M4A1 și ne jure pe amândoi. Dar nu, eu zic că l-a regau zombie sau ceva dacă n-avea armă, că știi că de split. Și cum să dea mă split? Înseamnă că e după o bătaie, l-o fi omorât pe ăla al nostru? Sau ceva? Ce? L-o fi omorât pe ăla care l-a regam noi înainte, că n-avea de unde să dea split la gloanțe, că n-avea cum să-i ruineze sau s-a tras după el. Nu înțeleg, tu crezi că-s doi tipi? Nu, eu zic că e unul, știi? Și că au fost, s-a bătut, tocmai s-a bătut cu unul, înțelegi? De ce? Păi nu știu, zic și așa. Păi așa cred că altfel n-avea cum să dea split. Cum i se ruineau glanțe? Trebuia să tragă ceva după el, poate vine de la bază poate, militară. Poate erau ruinate și nu a avut timp să și le dea. Păi asta zic și eu că e de la bază militară. S-au vrut să găsească o casă liniștită unde să dea split, numai că au venit zombii după el și atunci l-am văzut noi. Probabil, dar era în spital, nu era în casă liniștită. Hai să stăm aici, mie îmi place, așa e viața liniștită, tată. Stai aici. Deci, dacă vine cineva, ne punem rapid pe C, știi? Și tragem după el. Nu, eu zic că pe X, nu pe C. Pe X, din greșeală am zis că. S-a obișnuit să zic pe C, nu știu ce. Pe ăla, pe fund. Știu, știi când îmi spui, și când îmi spui că ești pe X, îmi spui că ești pe C, știi? Nu, eu de obicei zic hai pe X când vreau să fim pe Z, înțelegi? Le încurc pe fiecare cu câte o valoare. Stai că mă sună Loris. Gata.
Nu știu ce să facem. La bază, dacă mergem, sigur o să fie sigur cineva. Sigur murim. Păi este chestia și n-are rost să mergem până la bază. Și n-are rost să stăm acolo. Și eu zic să stăm așa aici, frumos. Da. Că sigur o să trească cineva între timp. Și poate dăm de unul full gear, că și că ăștia full gear vin de pe câmp pe drumul ăsta, știi? Și împușcăm și îți facem loot. Ce e chestia de acolo de portare? Mamă, tu și cât apropie asta mea? What the fuck? Vezi îndepărtare casa aia? Da. Văd antena parabolică ca și cum ar fi lângă mine. Antena de pe casă. E super bună luneta asta, frate. Deci e incredibilă. Tu ai dat spre? Nu. Că l-aud. Da, și am auzit. Stai așa să-mi dai un... Dar se aude de departe, se aude de departe. Să-mi dau un pic. Eu zic că e printr-o casă pe aici, mă. Să de departe. A, da, și pentru cei care ați auzit niște sunete de zombie și de tras și de picior, alea le spune mereu, le am auzit din nou, Split. Când schimb master volume. Okay. Bă, fii atent, tu protejezi pe partea cu ușa, că ai mai puține gloanțe și îmi zici și vin, partea cu ușa, iar eu protejez partea biserică, alea. Deci tu partea ușa și partea din față cu gara. Da, și eu partea cu câmpul și dacă vine cineva pe partea cu câmpul, zic și sărim mai unde pe el. Bine. Dacă eu nu mă pot uita la scări din exterior. Da, nu te uita la scări. Mă refer să stai acolo la ușă. Nu trebuie neapărat să aperi ușa, că stau eu și mă mai uit. Eu mă refer să stai pe partea aia cu care a ferat să te uiți. Okay. Cât eu intru pe aici. Să vedem. Facture. Eu mă uit pe aici, dacă vă vreun player. Facture. Nu mă uit atent, dar nu e mișcat. Și cum ar fi o variantă să închidem toate sau să deschidem toate ușile? Nu, deci să închidem toate ușile de peste tot. Știi, dacă vedem vreo ușă deschisă după, înseamnă că a trecut pe acolo. Sau e acolo, știi? Bine, dacă intri într-un loc, nu cred că mai deschizi și nu. Dar e liniște continuă. Știi, pe ăla oricum l-am nimerit, adică sângera. L-am... Serios? Da. Poate a murit, dar era full gear military. Bine, nu era military, casca n-avea, avea casca de motociclist roșie. Split, ai auzit tu? I-am auzit Split. Oh, văd un tip, e Bambi, pe stradă și îl urmărește un zombie. Unde? Eu nu-l văd. Dacă îl împușc eu. Lasă că am mai multe glanțe, eu nu-l văd. E pe stradă, bă, uite acolo. Aha. Dă-te. Stai, lasă. Stai că se bate cu zombie. L-am luat. Ai tras un zombie, tipul. Am tras în el. Mai bine zombie, dar spre noi. Nu contează. Tipul e Split, nu? Da, e super bleeding. Păi l-am lovit eu, i-am dat eu. Gata, a murit. N-avea nimica, tipul. A, mă, încă n-a murit. Nici nu știe unde suntem, bă. Bă, dar nu pot să-l nimerez, mă. Ce face? Se mișcă, n-am cum să-l iau. Eu n-am cum să-l nimerez, că se mișcă. O să moară oricum, lasă. Da, e prea bleeding, oricum. Și e bleeding de mult, adică... A, uite-l din nou pe stradă. Ce faci? L-am luat în picior, a căzut, se tăra. Da, e mort. Da, n-are ce să mai fac. Da, să-l acolo. E un card. Cred că nu-i bun scopul ăsta. Mergem după el să-l omorâm sau o lăsăm? Lasă, o să... Moare, vezi, e bun locul ăsta, am prins deja doi player și destul de repede. Da. Pune-te pe Z și se vede și bine, știi? Asta că eu nu prea mai am multe glanțe de SKS. Am o grămadă pentru MPA. Bine, nu am o grămadă, dar am câteva să mergem. Mai am 15 numai de SKS, am de Magnum. Păi păstrăși cu Magnum-ul. Nu și la distanță. Mărește foarte mult. Eu am luneta, dar nu știu cum să trag cu ea, adică gen... Nu știu pe care parte să țin ținta. Să țin ținta. Hai, eu mă duc după ăla, hai după ăla să-l batem ca să nu îl vadă ăștia morți pe aici, să-i dăm hide body. Hai după el, vii? Hai. Să poate dăm și de la cu Split. Uite zombiu, mamă ce m-am speriat, am crezut că e un player. Fa. Să-mi suși, Dicu, zombiu prost. Îmi bag Magnum-ul în mână acum. Nu, ți pui Magnum-ul în mână, nu-ți bagi. Lăbea și Magnum-ul în mână. Asta mă gândeam și eu, exact asta. Ăla a fi venit printr-o casă. Ce face ăsta, bă? Deci... Eu dau să bag gemanul. No, și ce că ăsta? Pune SKS-ul în spate, își scoate Magnumul și îl bagă la loc, își scoate SKS-ul și îl bagă la loc. Te văd acum vin și... Eu nu-l văd pe ăla. Nici eu. O fi murit?
Băi, cred că a murit ăla. Păi unde? Nu știu, dar a murit pe aici undeva. Dar tu te gândești cât de bine îl vedeam noi de pe, de pe aia și acum noi suntem aici. Bă, mai bine ne întoarcem. Mm-hmm. Tu ești ăsta? Da. Mă, l-am pierdut. Da, eu cred că a murit, fiindcă era bleeding rău și am dat și în picioare, se tăra la sfârșit. O fi intrat, ce, dar chiar dacă se tăra, n-avea pe unde să intre. Cel mult e acum într-o casă. Da. Come on, buddy, let's get up. Tu ești ăla, tu ești pe lângă o casă acum? Da. Ești departe de mine. Eu să stau. Tu ești ăla, ok. Păi tu n-ai intrat în camera asta acum? Nu. What? N-ai fost lângă mine deloc? Nu. O să jur că am văzut. Nu, nu contează. Hai înapoi. Văd pe un zombie. Hai, o strag eu după el. Îmi tremură mâna. Îi tremură adică l-o ăsta din joc mâna. E obosit. Da. Ăsta și trageam eu cu pistolul dacă... Deci mă enervează, îi tremură mâna în toate direcția și nu pot să-mi dau seama... Știu, pentru dacă eu, dacă e obosit se întâmplă așa. Hai să intrăm în casă. Hai să mai vedem ce mai facem. Bă, ăsta nu era așa rău, era avea o bâtă și ceva chestii, nu... Avea numai o bâtă și atât. Și o cască, mai avea și o cască albă de motociclist. Tu ai arăcat acum? Ok, pune-te pe Z, tot așa, ai zona ta, e zona mea. O fi scăpat ăla între timp? Ce zici? Ăla mai de mai devreme. Pam, pam, pam. Viață de sniper. Au zombiul ăla. Bă, zombiul ăla e super nașpa, că ne dă de gol. Acum trebuie să... da. I wanna drink something, sunt thirsty pe roșu aproape. Dar n-am ce să fac. Ești pe portocaliu? Da, pe portocaliu. Sol, trebuie. Bă, este o pompă acolo chiar lângă biserică, vezi? În no. Fața bisericii. A, da. Ce acolo și bea? O să beau după acum, nu e de glumă. Ai auzit? A încărcat cineva, tu ai încărcat? Nu am încărcat eu. Nu mă pun pe țintă. Să mă anunț dacă vezi vreun tip să vin și eu acolo, eu stau pe aici și fac nimic. Tu ai dat split? Nu. Fuck. Foarte ăsta sunt foarte aproape, s-a auzit ăsta. Da. E pe scări înseamnă. Stai pe fază. Mi s-a blocat caracterul. What? What? Mi se uite cum face caracterul, uite-te la mine, Andrei. Uite-te cum face singur. Bă, se uite într-o direcție și nu se mai oprește. Bă, o să cade pe ăsta. Dă-i control alt delete. Ce? Băi! Așa și-a revenit. Gata. M-am fix când eram pe margine. Ce naibă-i cu glitch-urile astea? Mi se mișca așa până pe margine. Pe margine s-a oprit. What the fuck? Nu am încărcătorul pus în ăsta. A, da, aia n-a trăsut. Vezi că eu încarc. Bine. Mă uit pe scări acum. Bă, ăla, eu cred că e în Police Station. A fost în tot acest timp în Police Station și stă acolo ca un bug și nu face nimic. Ce puțin, ultima parte s-a auzit de aproape. Mergem foarte de aproape. Nu, nu are rost. Bă, de ce s-a ridicat? What? Uită-te la stradă și la alea. Nu mai la cealaltă. No, stai puțin că mi-am primit un mesaj. Mă disperă zombiul ăla. Și pe mine. Cum faci? Andrei, o să te omor într-o zi. Nu joc în viața reală. Eu mai fac tu cerculețe pe aici, tu poți să... Uite, și tu ai același glitch acum. Nu, eu fac inezenat. A. Ok, dar încheiem aici acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și dacă v-a plăcut tot, să lăsați un like. Și să lăsați un like dacă vreți mai multe episoade. Și dacă nu vreți, tot un like. Ne vedem în episodul următor, pa!